Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre scleroza multiplă și în special legătura dintre această boală și vitamina D, uimitoarea vitamina D care a devenit în acest context obsedanta vitamina D. Mai întâi voi defini scleroza multiplă, voi menționa simptomele bolii, mă voi referi la câteva teorii privind declanșatorii sclerozei multiple și în final voi prezenta trei protocoale de succes în controlul și remisia acestei boli. Scleroza multiplă este o boală cronică inflamatorie a sistemului nervos central, unde teaca de mielină de pe terminațiile nervoase este inflamată și deteriorată. Putem spune că scleroza multiplă este o disfuncție a mielinei. Mielina fiind acest înveliș exterior protector al fibrelor nervoase care poate fi în cele din urmă distrus. Este ca izolatorul electric al unui fir, izolatorul de plastic al unui fir electric, cum vedeți în această imagine. Când mielina este deteriorată, este distrusă, neuronii nu mai pot conduce în mod eficient semnalele electrice. De asemenea, scleroza multiplă este o boală autoimună în care sistemul imunitar, respectiv limfocitele T, atacă tecile de mielină care izolează țesutul nervos din jurul zonelor albe ale creierului, inclusiv trunchiul cerebral, nervul optic, ganglionii bazali și măduva spinării. Rezultatul este apariția de plăci de țesut cicatricial care perturbă semnalele neurologice și creează probleme de comunicare între creier și corp. De fapt, asta înseamnă scleroză multiplă, mai multe cicatrici, mai multe leziuni, mai multe plăci. Cuvântul de scleroză vine din limba greacă și înseamnă în traducere întărire sau îngroșare. Scleroza multiplă a fost recunoscută ca boală distinctă încă din 1868, datorită unui neurolog francez renumit, Jean-Martin Charcot, care, în baza observațiilor sale clinice, a denumit pentru prima dată această boală cu numele de scleroză în plăci. Astăzi, scleroza multiplă afectează 2 milioane și jumătate din populația globului, dar interesant, cazurile sunt mai frecvente în rândul femeilor, întâlnim boala de 2 ori mai mult la femei decât la bărbați. Boala se exprimă în mai multe forme clinice, însă forma cea mai frecventă este scleroza multiplă recurent remisivă, reprezentând 87% din toate cazurile și această formă se caracterizează prin crize acute, recăderi urmate de recuperare parțială sau chiar totală, adică de remisie. Simptomele în scleroza multiplă sunt foarte variate. Avem de-a face cu un grup eterogen de simptome, de la modificări ale vederii, pierderea unilaterală a vederii, lipsă de coordonare, slăbiciune, modificări ale funcției intestinului și ale vezicii urinare. Cum vedeți în această imagine, scleroza multiplă poate afecta întregul corp. Se pot observa de asemenea simptome care sunt mai puțin diagnosticate, modificări cognitive, oboseală foarte mare și tulburări de dispoziție. Unii pacienți cu scleroză multiplă
în formă avansată, severă, pot pierde chiar capacitatea de a se deplasa singuri, însă alții pot experimenta perioade foarte lungi de remisie fără să aibă simptome noi. Scleroza multiplă nu este considerată o boală ereditară în sensul că nu se transmite în mod previzibil. Nu este considerată nici o boală genetică, deși unele gene fac mai probabilă dezvoltarea sclerozei multiple, dar sunt necesari și alți factori pentru a vorbi de declanșatori. Studiile pe gemeni identici, deci cu o structură genetică identică, au indicat faptul că scleroza multiplă nu depinde exclusiv de gene. Riscul real pentru geamănul identic este de 1 la 4, deci e nevoie de alți factori pe lângă această marcă genetică, iar acest alt factor se crede că ar fi chiar o infecție. Deci nu există o singură cauză sau un singur declanșator. Unele teorii susțin că scleroza multiplă ar avea legătură cu infecția virusului Epstein-Barr. Alte voci susțin că scleroza multiplă ar fi, de fapt, și o disfuncție a lipidelor, pentru că producția de mielină este legată de producția de colesterol și, practic, ai nevoie de colesterol pentru a produce mielină și sinapsele din creier sunt, la rândul lor, dependente de colesterol. Se face chiar și o analogie cu ateroscleroza. Ce cauzează ateroscleroza ar fi destul de asemănător cu ceea ce se întâmplă în creier. Alte teorii cauzale sau posibili declanșatori vorbesc despre o combinație de factori unde deficitul de vitamina D este central, este primordial și pe aceste teorii aș dori să mă concentrez în continuare. Se distinge atenția acordată unor protocoale privind controlul și remisia sclerozei multiple, pornind de la anumite doze de vitamina D, de la deficiențe nutriționale și de la un anume stil de viață și un anume tip de alimentație. Voi menționa trei protocoale, probabil că sunt mai multe, dar voi începe cu protocolul Coimbra. Este vorba de un medic brazilian numit Coimbra, care a constatat că doze mari de vitamina D3, doze foarte mari, enorme, aș spune, aduc îmbunătățiri vizibile, îmbunătățiri demne de luat în considerație în scleroza multiplă. El susține că aduc îmbunătățiri la toate bolile autoimune, alături de intervenții, anumite intervenții în stilul de viață, toate acestea conferind mult control asupra bolii și deseori aducând remisia bolii. Protocolul Coimbra constă, de fapt, în esența lui, în administrarea de 1000 de unități internaționale de vitamina D per kilogram din greutatea pacientului. Doza, evident, este enormă pe zi. Este enormă. Deci dacă ai 50 de kilograme, 50.000 de unități internaționale pe zi. Evident, această dozare este ajustabilă în funcție de multe alte analize, de testări făcute în timpul protocolului, în special în funcție de analiza parathormon, acest hormon al paratiroidelor, responsabil de managementul calciului.
Deci, la doze atât de mari de vitamina D, evident, există acest risc legat de hipercalcemie, despre care am vorbit în prezentarea când este contraindicată vitamina D. Spuneam și doar trec în revistă câteva idei acum, că în hipercalcemie ai urinare frecventă, ai stare de sete, ai un ritm cardiac modificat, constipație, depresie, dar în protocolul Coimbra se apreciază că aceste stări pot fi controlabile, pot fi rezolvabile. Și revin imediat la detaliile protocolului, cum ar putea fi ținută sub control hipercalcemia. Dar mai întâi aș vrea să răspund la această întrebare: de ce este atât de venerată vitamina D în protocolul Coimbra, dar și în celelalte protocoale privind scleroza multiplă, deci în special pentru controlul acestei boli și eventual al remisiei. Mai întâi, scleroza multiplă s-a observat că este o boală rară în zonele, în țările cu mai mult soare, deci cu mai multă vitamina D naturală. Apoi, se știe că vitamina D este un imunomodulator care influențează mii de gene, cam 3000 de gene. Imunomodulator înseamnă că are control asupra sistemului imunitar, deci nu este o exprimare așa poetică. Când spui imunomodulator, spui de fapt că fiecare celulă imunitară are un receptor pentru vitamina D. În sensul acesta, controlează sistemul imunitar vitamina D. Se știe de asemenea că vitamina D reduce activitatea limfocitelor T autoreactive, aceste limfocite anormale care generează multă inflamație în scleroza multiplă, și se știe că gena cea mai asociată cu scleroza multiplă este această genă, HLA-DRB1 1501, iar această genă este modulată de vitamina D în mod special. Și de asemenea se știe că vitamina D schimbă profilul citochinelor inflamatorii, profilul celulelor TH1, T-helper 1, inflamatorii care sunt asociate cu scleroza multiplă. Deci vitamina D schimbă profilul TH1 în profilul T-helper 2, mecanism de altfel similar cu cel al medicației în scleroza multiplă, cum este beta-interferon. Deci o vitamină face cam același lucru pe care îl face această medicație, beta-interferon, cunoscută de pacienții cu scleroză multiplă. Și de asemenea se știe că un procent al populației nu absoarbe vitamina D, și am vorbit despre acest aspect în prezentarea de ce am deficit de vitamina D, deci nu absorb vitamina D. Deci am vorbit despre acest polimorfism, despre o alterare a genelor care controlează receptorul vitaminei D. Și în final se știe că atunci când crești vitamina D, hormonul parat, hormon al paratiroidelor, PTH, care reglează metabolismul calciului, se reduce. Deci e o relație invers proporțională. Deci în deficit de vitamina D, parat hormon va crește și va provoca hiperparatiroidism, afecțiune asociată deseori cu boli autoimune, în mod special asociată cu Hashimoto. Deci, atunci când facem analiza, testarea de vitamina D, este foarte indicat să testăm și hormonul parat, hormon PTH. În ce constă
Totuși, acest protocol Coimbra revenind, care este componența acestui protocol? Și cum vedeți în această imagine, vorbesc despre suplimentare, deci e vorba de componența generică, să spun, a protocolului, alimentație și stil de viață. La suplimentare se pornește de la cel puțin 40.000 de unități de vitamina D pe zi. Încă o dată spun că doză care poate fi ajustată. În protocol mai face parte magneziu, vitamina B2, riboflavina, vitamina K2, omega-3, dar fără vitamina C. Iar la alimentație și stil de viață se pune accentul pe controlul asupra hipercalcemiei, deși nu sunt permise produsele bogate în calciu, deci fără lactate, fără categorii de nuci, de semințe, de sucuri din legume crucifere care sunt bogate în calciu. Și multe lichide, 2 litri și jumătate de apă pe zi pentru a evita piatra la rinichi, 30 de minute de exerciții de 3 ori pe săptămână și un somn bun. Acesta, să spun, este o componentă generală. Însă, un pacient american s-a deplasat la o consultație cu acest medic Coimbra și a primit un protocol complet și personalizat și aș vrea să vă menționez câteva lucruri pe care le descrie în cartea publicată. Și, de fapt, aveți două cărți aici, pacienta din Statele Unite și o altă pacientă. Sunt două cărți publicate în 2016 și 2017, deci foarte recent. Aveți și link în descriere la bibliografie, resurse și le puteți și răsfoi cu Look Inside pe Amazon. Deci ce cuprinde acest protocol personalizat? Cuprinde 60.000 de unități internaționale de vitamina D3, pentru că pacienta avea 60 de kilograme pe zi, cu o lingură de ulei de cocos, pentru că vitamina D este liposolubilă și e bine să o iei cu o grăsime, cu enzima Q10, nu mai spun cantitățile, le vedeți aici, magneziu de 2 ori pe zi, omega-3, DHA și EPA de 2 ori pe zi, câte 2 capsule pentru 6 luni este întreg acest protocol, și o serie de multivitamine, iarăși personalizate, tot pentru 6 luni, din care, după cum vedeți, ce puteau să facă parte decât beurile? Colina, deci vitamina B4, tiamina, vitamina B1, riboflavina din noi, B2, nicotinamide, care este un produs derivat din vitamina B3, din niacin, piridoxină, B6, B12 și mineralele zinc, crom în forma picolinat și seleniu. Evident, protocolul american ce cuprinde și celelalte recomandări pentru stil de viață și alimentație. Aș vrea să subliniez câteva observații la acest protocol Coimbra. În primul rând, administrarea acestei doze enorme de vitamina D3 se crede că este ținută sub control în funcție de analizele celorlalți parametri, cum este parathormon, cum este DEXA pentru testarea pentru osteoporoză. Setul de exerciții fizice, iar de asemenea protocolul menționează și ce se întâmplă cu cei care nu pot face exerciții fizice. Li se administrează bifosfonați, de exemplu, un exemplu de bifosfonat este alendronat pentru tratarea osteoporozei. Și se recomandă analize lunare de calciu, parahormon, calciu în urină și vitamina D.
Nu se recomandă carne de porc, deci foarte puțină sau deloc, și de pasăre, pentru că ar conține amine heterociclice, care sunt niște compuși și devin cancerigeni la temperaturi foarte înalte, peste 100 de grade Celsius, dar ca să fie mai pe înțeles, în forma de grătar conțin aceste amine. Se recomandă un regim mai degrabă vegetarian, inclusiv cu ouă și pește. Evitarea bananelor, multe verdețuri și fără fumat, fără alcool și fără medicație nefrotoxică, adică pentru rinichi. Aceste recomandări sau această componență a protocolului Coimbra sunt oarecum asemănătoare cu un alt protocol al unui medic dintr-o altă parte a lumii, a unui medic australian, George Jelinek, care publică cartea sa Cum să învingi scleroza multiplă, el suferind de scleroză multiplă, deci publică această carte alături de o carte de bucate cu sute de rețete pentru alimentația în scleroza multiplă, cum le vedeți în această imagine, dar și o carte cu testimoniale ale pacienților, cu povești de succes ale pacienților. Demersul acestui medic fiind legat de moartea mamei sale, tot de scleroză multiplă, și evident de diagnosticul lui. Protocolul doctorului Jelinek din Australia cuprinde 10.000, deci mai puțin, 10.000 de unități internaționale de vitamina D pe zi, condiția de expunere la soare de 15 minute zilnic, dacă și ai soare. Nu recomandă, spre deosebire de protocolul Coimbra, grăsimi saturate sub nicio formă, evident lactate, carne roșie, dar recomandă doar o dietă vegetariană cu fructe de mare. Aveți foarte multe informații, este o poveste fascinantă. Sunt foarte multe surse, foarte multe interviuri. Le găsiți pe acest site, overcomingms.org. Multe informații de ultimă oră despre boală, despre tratament, despre cercetare. Nu mai spun diete, rețete și altele. Un al treilea și ultimul protocol la care mă voi referi astăzi îl găsim în cartea medicului american Terry Walls, numit chiar așa, protocolul Walls, ea însăși fiind diagnosticată cu scleroză multiplă progresivă și, paradoxal, fiind profesor la școala de medicină de la Universitatea Iowa. În acest protocol și în cartea ei, iarăși aveți toate linkurile disponibile în descriere, vorbește deci despre dieta Walls Paleo, o versiune a dietei paleolitice, cu alte cuvinte să ne întoarcem la alimentația de vânători culegători, bazată pe carne și pește. Grăsimea dominantă în protocolul Walls este omega-3. Spre deosebire de celelalte două protocoale, nu acceptă nici o cereală, deci fără cereale, fără lactate, fără ouă și fără legume solanacee, adică legume care conțin solanină, despre care se crede că provoacă inflamația în scleroza multiplă. În categoria acestor legume intră vinete, roșii, toate tipurile de ardei și mirodeniile roșii. Deci aceste exemple de protocoale și toate recomandările
din aceste trei protocoale, mai ales dozele mari de vitamina D3, nu ar trebui aplicate fără să aveți o opinie medicală, fără să verificați cu medicul personal, indiferent care este opinia pro sau contra, sau cu mai mulți medici. Eu am dorit să vă expun, să vă informez ce alternative există la medicația în scleroza multiplă. Însă, în final, aș dori să subliniez că, în ciuda poveștilor de succes și în ciuda abundenței de publicații, a interviurilor și a conferințelor ținute pe baza acestor protocoale, la o căutare pe Amazon sau pe YouTube sau oriunde, puteți găsi mult mai multe cărți despre scleroza multiplă. Deci, în ciuda acestor povești de succes, există o mulțime de critici la adresa protocoalelor din partea mediului medical și academic, care susține că nu există evidențe științifice referitoare la corelația directă dintre vitamina D și remisia în scleroza multiplă. Sunt critici pe ideea că protocoalele nu au la bază articole publicate, peer-reviewed, cum se numesc, evaluate științific colegial, și nu au la bază studii clinice randomizate și studii de caz. Însă, realitatea din teren a demonstrat că modelul medical nu a avut întotdeauna efectele dorite și foarte mulți pacienți au ales alte variante de a controla scleroza multiplă prin strategii naturale de stil de viață. Mulțumesc, la revedere!